exuberant. Bine v-am găsit. Cânta meu preferată nouă. Asta e la... Preferatul vostru, da? Da, da. Cine? Domnul Guță. Cine are norocare? A, Guță era? Da, 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 da. 2005, era, nu știi că înainte erau toate diamantele al lui Luis Gabriel. Păi l-ai trădat? Așa, ai, mai clasic. Ai trecut pe, ai trecut pe Guță? Cam așa e. M-ai intrat la, mai departe. Ai trecut la clasic? Cam așa e. A trecut la clasic, mă, Guță. Ianca, nu știu. Nu știu cum reziști. Scuze, scuze, obișnuită. Scuze, Vivi. E în regulă, știu. Totul e sub, situația e sub control. Cum v-ați cunoscut? Pe Facebook? Da, am vrut să spun gluma, să spun e Tinder, dar e Facebook, fapt. De fapt, Facebook. Nu, pe, nu pe Tinder. Da. Nu, 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 chiar, nu, chiar de pe Tinder. Nu, 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 nu. Păi și cine... Nu s-a gândit nimeni, dar acum se gândește toată lumea. Scuze, n-am vrut să spun așa, scuze, iartați-mă. Cine pe cine ai abordat, Bianca? Tu l-ai căutat sau cum? Eu i-am trimis cerere, da? Pentru că aveam prieteni în comun, după care m-am trezit... Eu am acceptat, am văzut poze. Ah, nu, 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 înainte de a accepta poze, înainte de a accepta, am văzut poze. Mamă, ce frumoasă e dunjoară. Și am acceptat-o, știți? Da. Și am lăsat mult like-uri pe ea. Așa, pom, 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 pom. 10 poze cam așa. Ca obsedați, așa? Nu, 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 nu. Încă nu era max, nu era așa. Deci, povește, continuam. Deci, a lăsat like-uri pe ea mult și după aceea ea a trimit mesaje de acțiune pe poze. Și acolo a început să vorbim. Tu, mie. După care ți-am trimis și o reacție. Eu am trimit pe ea. Deci exact așa, povestea, doar că invers. Okay. Și am vorbit cu ea. Nu e problemă, nu trebuie să... Da. Am vorbit, ai făcut ce a trebuit. Da. Și de 2 luni cam așa. Fiecare zi, așa, de 2-3 ore pe zi. Mamă. Și după ce am fugit la Putna, după ea. Și am venit înapoi la Constanța cu ea, cum să spun, la pachet. Te-ai dus să vezi Putna și ai luat-o cu totul și ai adus-o la Constanța. Așa s-a întâmplat. Bravo, frate. Mulțumesc, frumos, da. Ești hotărât. Foarte hotărât. Așa era, chiar așa era. Tu ai spus că aveți prieteni comuni și ți-a recomandat cineva? Uite, Rechito e singur? Nu, nu, pur și simplu îi aveam la prieteni și... A, ok, prieteni pe Facebook, nu? Facebook, exact, prieteni, da, așa, așa. Okay, dar tu îl știai pe el? Îl văzuse în emisiuni? Păi da, normal. Nu prea am urmărit eu, însă odată mi-a atras tatăl meu atenția, știind că în trecut, când eram mică, ascultam un gen de muzică asiatic și mi-a spus... uite, un băiat asiatic îți place? Și eu, da, îmi place. Și l-am văzut după ceva timp și asta a fost. Îmi place și eu. Ce gen era? Emo era? Emo era asiatic? Nu, 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 nu. E alt fel se numea. Ce gen? Nu e emo. K-pop. 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 E așa. Și acum este K-pop. Și acum este, nu? Da. Blackpink, nu sunt fetele alea, Blackpink din... Da, da, mai mult, T1, sunt mulți. Da, sunt, mă rog, da, mă, nu, știu, K-pop, nu mai contează, important, da, da, da. Important de că v-ați întâlnit. Da. Între timp, ce a zis Rechito? Bă, băiatule, acum am o fată, trebuie să o întrețin. Și-a vândut mașina și-a băgat banii la cripto. De ce? Bă, da, eu am adică băgat. Adevărat, da, dar nu pentru... De, glumeam și eu, nu pentru tine, nu pentru tine. Deci, da, asta e adevărat. Ai zis să devii antreprenor, nu? Da, vreau să fiu milionar. Și ai pierdut tot bani? Nu, 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 încă n-am pierdut tot bani. Doar scade ca nebunie și mi-e frică de verific pe telefonul wallet. Adică a căzut deja 5.000 de euro cam așa și mama, nu mai vreau să vad. Da. Nu te mai uita. Lasă-i acolo. Uită de ei că s-ar putea să crească. Cine? Exact. Într-o 10 ani deschide din... 10 ani? Păi da, ce? Tu o să mai trăiești 100. Mai bine așa. Toate copilul meu. Da, este o piață căzută acum. Toată piața cripto e căzută. Nașpa. Te-ai orientat cam târziu. Nu? Da, mă rog. N-ai de unde. N-ai de unde să știi ce se va întâmpla. Cam așa e. Dacă ai răbdare, s-ar putea să iasă. Exact, da. Mai ales că de la voi a pornit. Bitcoin-ul de la voi a pornit, nu? Așa e legenda. Da, exact, așa e, da. Pot să fiu 200 de mii de dolari. Vai, 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 un Bitcoin. Dacă ajung la 200 de mii de dolari. Păi a fost 60 și ceva de mii, da. Ei sperau să ajungă la milion. Exact, asta e. Peste câțiva ani, 10 ani. Acum nu s-a așteptat nimeni să se întâmple războaie și toate astea pe planetă. Aveți planuri mari, ca să zic așa? Sau sunteți doar la început? Într-o noi? Da. Vreți să vă căsătoriți, să faceți nuntă, date? Deci, două. Bă,
De ce nu? Exact. Cum să spun? Acum că m-ai întrebat, da. Domnul Capodos, eu când intră în relații, primul gândire este dacă pot să aleg fata pentru nuntă, cum să spun, da, pentru da, da. Marriage. Da. Și eu eram foarte, ea e chiar foarte serios fata. Văd. Da. Da. Și da. Tu nu e serios. Da. Depinde de tipul. Da. Da. Nu, e o fată liniștită, e cu minte. Da. Te liniștește și pe tine. Așa e. Cred. Adică tu ești... Depinde de tine și ea. Îi gătești? Îi gătești, nu? No, no. Nu. Eu gătesc. Da, păi tu, da. E tu, tu e, da. E, da, e, așa e. Chiar mă miram, zic, iau de mă, nici măcar atât nu faci pentru ea. Ok. Ai investit banii în cripto, dar nici să nu-i gătești. Dar nu o înveți și pe ea? Că mă gândesc, gătește mai bine decât tine, Bianca, nu? Sau nu știu, da, na, da, ce să... E, da, categoric. Eu... Tu iei dintr-o zonă a țării unde se mănâncă bine. Mă gândesc, că, mă gândesc că știi și tu să gătești. Nu ca el. Eu mai mult pe treaba cu ordinea, restul ele pe bucătărie. Am înțeles. V-ați împărțit sarcina. Da. Așa e. Mai așa bine. Dar jumătate. Avem un restaurant? Da, da. Mai ai? Oh, mai este, mai este. Nu ai vândut să iei cripto. Doar mașina. Și asta e jumătate, jumătate. Doar mașina. Da, da, restaurantul și cripto. Da. Doar mașina a vândut o restaurantul, nu l-a vândut. Ce frumos era mașina pe poze acolo. Acum uite. Da, 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 e mașina pe care ai dat-o. Nu, nu, chiar n-am mașina. Și eu prim Constanța cu autobus acum. Că e mai ieftin și, cum să spun... Și cu trenul, să știi că și cu trenul. Da, exact. Am venit la București astăzi cu trenul dimineața. Două ore ăla e. Exact. Mai bine e, așa. E civilizat, e. Da, da. Da. E bine. Casca, gata. Aproape ca în Japonia. Asta era... Exact, exact, da, chiar așa e. Asta era mașina? Era, era. Da, era. Da. S-a dus. Era altă culoare. Nu, eram albastru. Pachetă are cam așa. Nu, ea. Iubita era... Da, bă, a, era brunetă. Da, da, eram șatenă. Evoluată și ea. Am evoluat și eu. Ce? Iartă-mă. Este o schimbare. Este o schimbare mare, da. Ai colantat-o și pe ea, ai făcut-o. Colantat-o, da. Farșorii. Rudele tale, familia ta este în Japonea, nu mai știu, în Japonea sau în America? Al meu familie? Da. Deci, tatăl meu și două frații mei este în România și restul este... un frate în Belarus, două frate în Japonia și mama mea, leală, este în Japonia. Și nu te duci să o prezinți? Da, chiar am vorbit de asta, da? Dar cum să spun, legele de Japonia nu te lasă pe tine să intră în Japonia acum. Și după cea mijloc de octombrie, lasă da. Pentru tot români cumva. Doar România și americanii pot să intră în Japonia fără vaccin, fără doar pașaporturi, da. Era cu problema cu vaccinul. Exact. Și după aceea cred că mergem împreună. Da. Iar ar fi frumos. Da, să prezentă pe mama. Știi că îmi place de mama. Să rămână. Da, v-ați cunoscut cumva, ați vorbit pe Skype? Da. Da, WhatsApp, Messenger, da, mai mult. Și mama ce a zis de fată? E foarte frumoasă. Foarte frumoasă a zis. Deci da. Vă așteaptă cu da. Cu plăcinte. Sunt plăcinte așa fără. Cu sache. Vă așteaptă cu furnici în copac. Cu furnici în copac, nu, acolo, nu, acolo, acolo cu sushi. Cu sushi, da. Cu sashimi, da. Da, merge, merge. Da. Da. Cum ar fi să faci un mix de bucătărie moldovenească? Chiar am încercat. Sarmala nu e un fel de sushi. Sarmale cu sushi, da. Auzi, Richito, dar este vreo melodie așa, echivalentul melodiei de nuntă, atunci când se cântă miresei? Balsul miresei. În japonez? Da, ce îi se cântă miresei? În loc de ia-ți mireasă ziua. Ia, nu sunt un cremer bine. Adică nunțile în Japonia nu încep cu valsul miresei? Este, dar mai tradițional și am uitat cum e. Când aude de la muzica de la nunta, da. Bine în creierul meu, trandafirul, de la Moldova. Felinda mea, nu știu de ce. Ah. Da, constantă prea mult și aia e. Eu, dacă te duci ești la nunta Macedonia, așa gata, e. Ești de-al nostru, bine, e melodia românească, da, bine, macedonească, da, ai devenit de-al nostru, bravo. Dar dacă va fi nunta, te-ai gândit unde să fie, în Japonia sau în România? România. În România. Da. Stil românesc. Stil românesc. Gata. Două zile fără dorme. N-am somn de două zile. Două zile fără somn. Bravo.